binecuvântat să fie Dumnezeu, Creatorul nostru. Amin. Fie binecuvântat și cei care s-au îmbrăcat în haine albe pentru a declara credință în Domnul Iisus Hristos. Și fie binecuvântați toți și prezenți. Amin. De jos și mici de sus, să fie rară Domnului mai departe peste noi. Dragii mei, am citit despre un episod petrecut în timpul vieții Domnului Iisus Hristos. El s-a născut, cum știți, în Betleem, dar datorită adversității din partea lui Rod, a fost nevoit pentru un timp să fugă în Egipt, apoi s-a întors și potrivit unei descoperiri de la Dumnezeu într-un vis pentru Iosif, soțul Mariei care l-a născut, s-a dus în Nazaret. Acolo a crescut, la vârsta de 30 de ani. El a cunoscut de oamenii din jur, tatăl său era templar, avea mai multe surori, mai avea 4 frați și din copilăria lui, din tinerețea petrecută la Nazaret, ne este redat doar că avea obiceiul să nu lipsească de la sinagogă. Era biserica de altă dată a evrei, locul de închinat. Este scris că într-una din zilele lor de adunare, în sabat, a venit din nou la adunare, cum ați venit dumneavoastră aici, și s-a dat cartea să citească. Atunci se citea Scriptura la rând. Pasajul care a fost prevăzut pentru sabatul acela a fost următorul. Duhul Domnului este peste mine pentru că mă auz să vestesc săracilor Evanghelia, să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsat și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Este un citat din Isaia 61. Știm mai departe. În urmă, a închis cartea, a dat înapoi îngrijitorului că în vremea aceea se avea mare grijă de cărțile sfinte. Era om care îngrijea doar de locul unde erau depozitate. Și când citea cineva, unul citea și erau doi oameni lângă el care îl urmăreau să nu îngrijească atunci când citea. Mă bucur că și dumneavoastră sunteți atenți, dar cel mai important ar fi să înțelegem la ce s-a referit Domnul Hristos când a citit din cartea lui Isaia, pentru că ascultă și a zis eu. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea de Scriptură pe care le-ați auzit. Ele s-au citit sute de ani, cât a durat de Isaia până atunci. Dar abia atunci venise vremea plinirilor. Ce a prezis prorocul? Că va veni o vreme când săracilor mi se va aduce o veste bună. Vă întreb, e ușor să răspundeți. Care este cea mai bună veste pentru un sărac? Dar pentru un bolnav, care e cea mai bună veste? Pentru un sărac, cea mai bună veste este să scape sărăcie, nu? Pentru un bolnav, cea mai bună veste ar fi să scape de boală, nu? După cum și pentru un mort, cea mai bună veste ar fi că a venit în viață. Și pentru un deținut, care ar fi cea mai bună veste? Când vine liberare. Săracilor mi s-a adus vestea cea bună. Dar eu vă întreb, pentru bogați această veste nu bună? În cartea Psalmilor, vă citesc din Psalmul 49. Despre bogați, ascultă-mi. Ei se încred în apusimile lor, se fălesc cu bogăția lor cea mare, știți, de regulă oamenii care ajung la ceva bani și la putere, le poate să se lau. Dar sunt și ei săraci. Sub ce aspect, ascultă-mi. Nu pot să se răscumpe unul pe altul, nici să dea lui Dumnezeu prețul răscumpărării. Răscumpărarea sufletului lor este așa de scumpă că nu le ajung bani. Nu
se va face niciodată. Nu pot trebuie vecie, nu pot să nu vadă pământul. Adică din punct de vedere a vieții, toți oamenii sunt săraci. E vreunul atât de bogat de zile să aibă din Brășov? Vine vremea și pentru ce e bogat, și pentru ce e puternic, și cât li se spune celor de familie mare de trăit, cam atâtea zile. Adică e așa de sărac de numai decât câțiva păruți și gata la mare. Așa că din punct de vedere a mântuirii, a dobândirii vieții veșnice, toți oamenii sunt săraci. Pentru că n-au cu ce să plătească viața, să se răscumpere. Sau este la dumneavoastră unul aici atât de bogat încât să dea bani și să nu mai moară? Să aibă suficient avere încât să spună, nu mă interesează, îi plătesc la Dumnezeu cât face. Dar să-mi dea viața veșnică. Nu se poate cumpăra mântuirea pe bani. Asta e poveste. Cineva ar plăti că pot să-și facă rată de acum din tot neamul lui. La Dumnezeu păcatele se iartă numai cu sânge. Și din bani sânge nu curge. Dumnezeu i-a învățat pe evrei de la primul păcat, pe Adam și pe Eva chiar. A spus Dumnezeu lui Adam, în ziua în care vei păcătui, vei muri și ce se mai departe. Negreșit, adică nu se discută asta. Nu s-a sacrificat un animal și au fost 4.000 de ani când Dumnezeu a învățat pe oameni să sacrifice animale să se plătească pentru păcatul lor. Pentru păcat, sânge. A venit vremea. Și a vărsat sângele pe cruce și lui Dumnezeu binecuvântat să spunea Ioan, când l-a văzut, Ioan a fost cel mai mare dintre cei născuți din femei. Ioanul cu 29. Iată mielul. De ce a zis mielul? Și obișnuia să sacrifice zilnic cu miel. Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lui. De aceea a spus Domnul Iisus Hristos că a venit vremea să aducă o veste bună la toți păcătoșii că pot fi iertați. Fiul lui Dumnezeu a murit pentru noi, slăvit să-i fie numele. Știți? De ce se botează aceștia? Spuneți-vă ce vă citesc de Roman, capitolul 6. Nu știți că toți cât am fost botezați, am fost botezați în moartea Lui. Botezul, simbolul morții și îngropării Domnului Iisus Hristos. Dar dacă Domnul Iisus Hristos nu murea, nu era îngropat și nu învia, tot îmbrăcatul lor n-ar fi trecerea că n-a avea teatru. Dar pentru că s-a plătit prețul, aici are loc mai simbolul. De aceea mulțumim Domnului că a murit pentru noi. Amin. S-au plinit cuvintele din Scriptură în baza căreia mi s-a adus cea mai bună veste. Vestea mântuirii. Aici, în citatul nostru, comparația este multiplă. Pe de o parte, noi oamenii suntem văzuți, cum vă spuneam, ca niște sărași la care s-a dus o veste bună că s-a plătit prețul mântuirii. Suntem ca niște oameni zdrobiți, care sunt necăjiți datorită faptului că suntem amenințați cu moartea, cu boli. A fost undeva în Africa de Sud, un grup de tineri care au permis vandalisme, crime. Până au fost prinși, arestați, au dat procesul și condamnarea la moarte. Dar vă dați seama, oameni cu sânge rece, criminal. Însă acolo în închisoare, unul și-a amintit că fusese la biserică. Și-a cerut să vorbească cu capelanul în închisoare. Și-a mărturisit păcatele, a plâns, era zdrobit. Nu doar că urma să fie condamnat, se simțea vinovat înaintea lui Dumnezeu. Și ceilalți colegi, când se spunea acolo în penitenciar, ce plânge, femeie, ce... Pentru oameni cu sânge rece, le-am omorât. Și el a zis, nu plâng de frică, plâng de durere că mă văd păcătos înaintea lui Dumnezeu. S-a anunțat, a doua zi veți fi executat. După un timp. Când au zis ceilalți, deși li s-a permis în ziua aia să fie mai liber, li s-a oferit un meniu la alegere, n-am avut niciunul nici măcar chef de râs, nici poftă de mâncare. Am aforând lui să-i întrebe, băi, ce sunteți femei cu voi? Pe lui zice, băi, fiți forțoși, mă aveți voi să mâncați ce vreți, băi. Da, măi, dar mâine ne omoară, băi. Gata cu
toată distracția noastră. Și le vedeți aici e câștigul meu. Mă minimor aici. Dar eu sunt al lui Dumnezeu câștigat pentru eternitatea. A început să cânt. Povestea capelanului Soric a cântat până când a ajuns în ștreani. A fost omorât prin spânzurătoare. Pe când ceilalți au urlat până la ultima supare de viață. Dragii mei, oamenii se dau mari, puternici. Nu scap de viață. Numai că atunci când vine confruntarea cu moartea, atunci când o fi să stăm înaintea lui Dumnezeu, Cultura spune, toți oamenii vor tremura și în fața lui ca Dumnezeu. La ziua de astăzi s-a dus o veste bună. Că păcatele noastre, întristările noastre, toate sunt rezolvate prin Domnul Iisus Hristos. Închisorile oamenilor, păcatele care au fost prinși, sunt oameni care mărturisesc și spun, nu pot să scap de veție, mă domină. Altul spune, mă închine gelozia, n-am nicio zi de fericire în casa mea. Că altul tine curvie sau orice alt demon, dependența din internet, cum este acum printre tine, copii. Atenție la felul în care folosiți aparatura, că puteți ajunge niște victime. Și oamenii nu sunt liberi, nu sunt fericiți, nu sunt împliniți. Și a venit Domnul Iisus Hristos, ascultați ce e scris aici în final, în cuvântul care a spus că atunci se împlinea. Să vestiți anul de îndurare al Domnului. Știți ce înseamnă anul de îndurare? La evrei se obișnuia. Ce era sistemul la ei? Pământul nu era în proprietate de plină a oamenilor. Tot era regim de concesionare, 49 de ani. Ca oamenii să știe că pământul e al lui Dumnezeu. Știu că cineva nu s-a administrat bine averea sau era o perioadă critică, foamete, ajungea rău. Își pierdea pământul, își pierdea casa. Dar când venea anul de durare, era acel an, la 7 ani se iertau datorii, dar anul la 50-lea se iertau numai toate datorii. Te duceai înapoi la moșia ta și nu conta cine ți-o cumpărat-o. N-aveam voie numai până atunci să o cumperi. Imaginați-vă un om pe drumuri, așa, cercetori, muncea la unul cu zi, au venit la altul doar pentru mâncare. Și când venea anul de durare, spunea, gata cu robia. Și mergea unde fusese casa lui, unde fusese terenul lui, intra pe poartă ca un proprietar și spunea, de astăzi, iar ea meu totul. Știți, vă rog, unde a fost creat și așezat Domnul la început? Unde a fost creat la început? În grădina? Vedem și când au făcut niște altul la pâini. I-a scos afară, pe drumuri, la spin, la fălămită, la durere. Când va veni anul de durare, îi se va deschide din nou poarta să intrăm în grădina Edenului. Vreți? Știți de ce s-a schis poarta acolo la grădină? Omul a păcătuit și n-avea voie să ajungă la pomul vieții. Dar prin Iisus Hristos mi s-a deschis din nou poarta ca să fim mântuiți. Numele Lui să fie binecuvântat. Dragii mei, aceasta e șansa noastră. Dumnezeu ne-a dat pământul și să știți că Dumnezeu nu-i pare de dar de date. M-a dat 60-100 de ani. Hai, trăiți când vreți, nu? Aia care trăiești în sută. Da, spre bătrânețe, vin durerile, ba mână, ba piciorul, ba durerile din spate, alții și mai greu sărmani, simt durerile în toate. Îmbătrânești și apoi te-ai dus. Vrei să rămâi doar cu atât? Treaba ta. Oricum nu se încheie tot aici, că vine judecată. Dar pentru dumneavoastră și pentru noi toți este astăzi vestea bună. Care întâi pe rol e încă ziua îndurării. Domnul Iisus Hristos a venit să plătească, să ne elibereze, ne-a promis că ne duce în Sfânta Lui Împărăție. Acolo se intră îmbrăcați în haine albe pe porți în cetate. Astăzi veste rezervat trecutul botezului simbolic în moartea Domnului Hristos și dacă vreți să păstra hainele albe, se va împlini până la sfârșit. Astăzi mai vestea bună. Va împlini până în final, anul de durare, veți intra în Împărăția celor Dumnezeu să vă ajute. Dumneavoastră nu se aduce peste așa acum. Astăzi. Iisus Hristos Domnul mântuiește.
Îl credeți? Știți care e final condamnarea ce va fi adusă de oamenilor? O fi două capete de acuzare majore. Primul, păcatele. Și vedeți, știți fiecare. Doi, refuzul de a primi Domnul Iisus Hristos. De a trece indiferent pe lângă crucea Golgotei. De a disprețui actul de îndurare care mi s-a adus prin Domnul Iisus Hristos. Și asta va fi marea durere în ziua aceea. De aceea, nu să poviți astăzi și când Dumnezeu vă cheamă, răspundeți prezentul. Am povestit frații din Sălaj despre un bărbat din zona acolo. Cântit cu celui de-al doilea război mondial într-o noapte din bombardamente și negură, s-a temut că moară. Stânga lui, dreapta, numai bucăți de oameni. Și a zis, Doamne, dacă mă scap de aici cu viață și ajung acasă, îți promit că te slujesc. Dumnezeu l-a ajutat, a ajuns piața de pe tron, a venit la biserică câteva luni, a uitat, a apucat cu viața, s-a însurat, tinerețe, viața părea frumoasă, și au trecut câțiva ani. Erau zi de vară, aducea fânt cu carul de la câmp, se vedeau ceva nou, repede să-l bage în jură, s-a pușit la niște vecini să ceară niște furci. Și acolo erau pocăiți. Fiind vară, cald, cum în Ardeal, coridorul ăla târnat, să vă spun ardelenii, era deschisă ușa. Și se rugau. Și dinăuntru, un proroc i-a spus așa, ascultă, bărbatul, te chem astăzi a doua oară și ultima, ca să-mi slujești și să-ți aduci aminte de jurința care ai făcut-o în ziua încercării tale. Venind de acolo cu furcile în braț, nu putea să le țină bine. Și-a zis, mi-a vorbit Dumnezeu a doua oară și mi-a vorbit o dată. Și mi-a spus că e ultima. Și s-a dus din nou la adunare câteva luni. Iar uitat. Și-a mai trăit Domnul. Stătea pe bancă cum să stă la țară așa, la stradă. Mergeau oamenii la adunare și le spunea, duceți-mă pe... Asta e mare chemare de la Dumnezeu să te ducă în împărăția sa. Dar hai cu noi, moșule! M-a chemat de două ori și l-am refuzat. Și nu mă mai trebuie. Dragii mei, nu poți veni la Dumnezeu când vrei, numai când te cheamă. Că nu-i cheia de la ușă la noi, este la El. Dar dacă Dumnezeu ne-a adus vestea cea bună, atunci vă rog că mergeți acasă, rugați-vă sincer, Doamne! Vorbește-mi să știu cum să slujesc, ce să fac să nu fie suflet. Luați cartea sfântă și citiți, ca Dumnezeu să vă vorbească, să vă călăuzească. Un frate din Voitineu, care a fost acum vreo 2 ani, a avut într-o noapte un vis, dumneavoastră este proroc, să se ducă la o femeie din localitatea Brodina. Tot în Suceava. Se spune că Dumnezeu cheamă la mântuire. Și-a luat soția și-a plecat la adresa ce Dumnezeu a indicat-o în vis. Acum era o femeie de aproximativ 70 de ani, care mulgea vacă, era așa special. A venit în casă și le-a zis, vă rog, așteptați-mă, revin în câteva minute. Apare și le spune, eu, după fiecare lucru ce îl fac, mă rog la Dumnezeu. După ce mulg vaca, mă rog, după ce aduc o fântână, de la fântână o greadă de apă, mă rog, după ce fac mâncarea, mă rog. Și fratele și-au amintit că în vis îi spusese Dumnezeu, acolo este o femeie ca și Corneliu. Din vorbă, vorba, a aflat că stătea tare bine și cu faptele bune. Și fratele proroc îi spune, Dumnezeu mi-a trimis la dumneata să te botez, că Dumnezeu vrea să-ți mântuiască sufletul. Și femeia sare ca așa, asta nu. Mie îmi place să mă rog să fac faptul, dar mă botez. Dar de ce? Zice, am avut eu de-a face cu un pocăit și nu a fost serios. Auzi, Doamnă, pe ăla serios nu-l mântuie Dumnezeu. Dar dumneata, dacă e serioasă, te mântuie. Și din vorbă în vorbă, zice femeia, să vă spun ce am visat.
se făcea că avea o scară foarte lungă, pe care se tot lungea și am ajuns până la cer. Și acolo era o ușă cu mai o cam pod. Și când dau să deschid, lacă, mă caut, cheie nu-i, bat în ușă, nu se deschide. Am stat cât am stat acolo și am coborât pe scară până jos și m-am uitat de până la cer, m-am suit, dar n-am putut să intru. Și fratele îi spune, vezi, Doamne, că Dumnezeu ți-a vorbit. Intrarea în cer nu-i pe fapte bune, intrarea în cer e pe baza jertfii Domnului Iisus. Faptele te ajută, faptele vor fi răsplătite, dar mântuirea e prin Hristos Domnul. Din vorbă, vorbă, femeia zice, dar mai visat ce nu? Se făcea că mai mulți oameni voiau să meargă la casa lui Petru, Sfântul Petru, până de oameni. Și vin înapoi. Și întreb, dar n-ați intrat? Zice, nu, că e cu ea. N-avete. Ia bise duce și când ajunge, așa o știu de-a care e cheie. Descuie, o întâmpină Petru în hol, zice, cum ai intrat? Am cheie. Și zice, degeaba e cheie, dacă n-ai și drept, să intri. E așa bani. Și da visul ăsta te îmbășeți cu cuvânt. Știți ce înseamnă cheia? Cunoștință. Adică dumneata știi cum să intre, dacă nu și faci pasul, degeaba știi că nu te ajută. Dragii mei, Domnul Iisus Hristos le-a spus în continuare acestor oameni. Astăzi ați putea beneficia de tot ce vreți. De mântuire, de îndurare, viață veșnică, tot. Dar ascultați. Iisus le-a zis, fără îndoială îmi zice zicala aceasta. Doctore, vindecă-te pe tine însuți. Vă întreb. În cazul Domnului Iisus Hristos, cu doctor era problemă sau cu pacienții? Doctorul era bun și le-a promis, putea să facă. Problema a fost la pacienți. Să știți că Domnul Iisus Hristos are și astăzi puterea să-i mântuiască. Și dacă dumneavoastră careva nu o să fiți mântuit sau eu care vă predic, nu-i vina la Domnul Iisus. Vina la noi. Vă întreb pe cei care cunoașteți și gândiți-vă toți. În ziua aia a spus Domnul că se puteau primi toate cele promise. Mulți au avut parte de cele promise în ziua aceea, sau nu mulți? Puțini. Dar de ce? Că le-a spus, astăzi s-au primit toate. Poftim, sunt aici, luați-le. Știți ce-au băgat ei de vină? Sunt trei piedici pe care vreau să vi le prezint. Și peste care vă îndemn să treceți. Dacă vreți să ajungeți în rai, că împărăția se ia până bala. Nu este acesta feciorul lui Iosif. A adăugat Iisus. Adevărat vă spun că niciun proroc nu este primit bine în partea lui. De ce nu l-au crezut pe Domnul Iisus să aibă parte de tot ce v-a primit? Nu este stai de la noi din sat, știi, voi fi întâmplare. Cine poate să fie? Nu știu cum se face, dar în oamenii avem o greșeală, ca să nu zic o prostie. Mi se pare că alții care au trăit altcândva în istorie și au fost grozav, dacă aceia veneau la bată, păi, credeam, dacă ar veni cineva din altă parte, ce i-a dat? Dar ăștia de noi de la bată, fratele Făruș, bă, știm, nu știu ce am venit aici în bază. Om, bătrân și răl de acum, apel să-l crede. Și-au zis pe Domnul Iisus, ai cine? Nu ce la noi din sat? N-are lucru, poftim. Dragii mei, Domnul Iisus era de la ei din sat, a venit din cer. Fratele, eu om ca și dumneavoastră, dar o carte pe care nu a scris-o el, nici bistrițea, nici mănățenie. Venită de la Dumnezeu. Și contează că poștașul de la voi din sat contează scrisoarea, nu? Dar s-a dus Domnul Iisus dată la Sihar, în Samaria, să stea de vorbă cu o femeie și ca să intri în vorbă pe aici, nu-mi dai niște ar. Era ziua la alea, doi. Și a se uită la el și după cum te văd,
Tu faci parte din poporul de Dumnezeu. Eu samaritean pe așa, nu știi cu aia poștă, nu am ce-o treabă. Zice Domnul, vă citesc din Ioan capitolul 4, adresând femeii care nu cunoștea versetul 10. Dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice dă-mi să beau, nu trebuie eu să te miu, fac eu cu dumneavoastră. Dacă ați pricepe dumneavoastră ce vă spun eu, nu m-ați lăsat să ies de aici, m-ați baricada aici, spune, acum ne explici cum să nu rămărai dacă tot știi cum. Și a spus elea, dar nu ești tu mai mare decât părintele nostru Iacov. Dar cine era mai mare, Iacov sau Domnul Iisus? Dar vedeți cum sunt oameni. Când e vorba de unul ca ei, altul e mic. Au fost mare, de mult. Și a spus, Domnul, asta e prostia. Că nu prețuim pe cei din plena noastră, pe cei din localitatea noastră. Și nu o să trimite Dumnezeu unde din cer să ne aducă o veste bună. Dacă îi credem că ei noștri, ce-o zis bogatul care a fost dincolo în rău? Zici, trimite pe cineva de aici. Au zis, nu, au pe aceia de acolo. Pe aceia să-i asculte și să-i creadă. Da? Nu așa suntem noi oameni. Undeva s-a întâmplat la Suceava, un domn cu o mașină, în asta de ultima oră, s-a defectat de la dimineața, ridicat capota, și se rezolvă, astea sunt automatizări. Și se oprește lângă el, așa cum era în ploaie un om, nu știu, conducitor, mergea la servici, domnul, pot să vă ajut? S-a măsoară așa de sus în jos, băi, voi mai ajuns în ultima și de asta am în oraș. Omul zice, scuze, și pleacă mai departe. Omul nostru cu mașină tare sună la reprezentanță, era un service, în garanție, îl tractează acolo, zice, vă rog, sunt în garanție, vă rog, să-mi rezolvați imediat mașina. Șeful zice, da, avem un specialist. Și imediat, uite acum vine pe poartă. Era omul care s-a oprit să lângă el. 5 minute eu rezolvat, fără multe scuze. Timp în care omul nostru mare a avut timp să se smerească, să spună, vreau să mă scuzați, că nu m-am cunoscut acolo în stradă. Și au zis, de acum eu nu mai disprețuiesc pe nimeni. Și un copil, dacă văd, îl respect și îl ascult. Asta e, spun din nou, prostia noastră. A, cine este? Dumnezeu trimite cu vestea bună pe cine vrea. Poate cei mai vârste l-ați cunoscut pe fratele Simeonul, că era un bătrân, fără școală. Studiase Scriptura, avea o cultură biblică în el și mai bătrâne se dădea așa din cap și mi-amintesc când Arturul a prima dată la noi în comună, era o mormântare și oamenii cum sunt așa grabni să judece ce de ăsta, oare de unde o s-o sătit, l-a cerșit? Dar când și-o deschis gura și-o început Dumnezeu să vorbească prin el, m-au început femeile să șteargă lacrimile. Că era puterea lui Dumnezeu, este acel bătrân care nu mai fi băgat în seamă. Dragii mei, dacă vreți să aveți parte de tot ce-a promis Dumnezeu, nu disprețuiți oameni. A, ascultați, fiți atenți, că Dumnezeu îți vorbește uneori prin nu știi cine. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Și ce scrie mai departe? Omul? Nu e așa. Prețuiți-i pe cei de aici și întrebați-i cum stau lucrurile cu voi. Și Dumnezeu să vă vorbească și să vă mântuiască. La doua piele. Scrie aici, în versetul 27. Mulți leproși erau în Israel pe vremea prorocului Elisei. Și știți, lepra până acum încoace era o boală contagioasă, care cum era prins de această boală, scotea de societate și așa, de milă, trăie la marginea câmpului în societăți izolate. Și totuși, niciunul din ei n-a fost curățit, afară de unul. Și era străit, n-am asirian. Și întrebarea care vă pun, mă bucur că aveți și voi Biblii, să nu le lăsați de voi, nu luați pe drum părbatul ăsta, e GPS când vă arată în control de mers ce aveți de făcut în orice situație. De ce a fost vindecat de lepră în Amasirianul și alții nu? Întrebarea este, de ce unii sunt mântuiți și alții nu? Scutați răspunsul.
Citim din episodul prezentat în Vechiul Testament, 2 Împărați, capitolul 5. O fetiță v-a spus că este ei în considerare pe oricine. Un slujnic. Păi băieți, voi bucurați-vă fetiților că n-ați fost de slujnic. Știți ce aia să fie roabă? Din căști, nu? Voi în vacanță mai mult vă jucați decât să fiți trimis roabă. Dar așa mai de multe, erau oameni săraci, erau războaie. Imaginați-vă că ar veni, cine să vină, tătare din nou, cine știți voi istoria? Pe vreo 2-3 de aici de la Bata, ia și duce acolo, în zona aceea. La nordul mării, moarte. Și fetița aceea nu se roagă acolo, îi spune stăpânii. Vă citesc 2 Împărați, capitolul 5, versetul 3. O, dacă ar fi Domnul meu la Europa și la din Samaria, acolo s-ar tămădui. Femeia a spus la bărbat, uite ce-o vorbit o fetiță. Și pe vorba asta, de-aia v-a spus, interesați-vă când auziți ce scrie. S-a ajuns la împărat. Împăratul l-a trimis la proroc. Și prorocul, și aici e cheia, vă citesc versetul 10. Du-te și scală-mi de 7 ori în Iordan și carnea ți se va face sănătoasă și vei fi curat. S-a dus generalul când l-a trimis prorocul. S-a nervat. Ce își bate joc de mine? Trebuie să iasă afară, să mă trateze cu respect, să-și pună mâinile, să facă mătările de rigoare, ritual. Și așa să mă vindec. A, uite, nici trimite vorba printr-unul. Nu contează prin cine trimite vorba, contează vorba. Și-a plecat supărat acasă. Cred că era pregătit să vină înapoi cu oștile sale, să facă război. Și s-au dat niște oameni pe lângă el. Și ce au zis? Dar ce-i greu ce ți-o cerut să te bagi în apă? E greu. Ți-i vede că te neci. Aia ascult. Țineți minte, cei care sunteți aici. Eu nu știu câți mă cred pe mine acum când le spun, dar dumneavoastră, dați-vă plângă ei și lămuriți. Când eu îi îndemn să meargă acasă să se roage, eu îi trimit acum acasă să citească. Dumneavoastră, cei din jur, îndemnați-i. Hai, citești, e greu și ți-a spus predicatorul. Pune-te și te roagă, Doamne, lămurește-mă, vreau să pricep voia ta. Și s-a lăsat în duplecat, a intrat în apă. De șapte ori, că așa s-a cerut. E vorba numai o dată, mi se cere. Și când s-a ridicat de 7 ore din apă, cum a fost? Curat, spuneți-mi, vă rog, ce l-a vindecat? Apa? Apa spală lepră? Ce l-a vindecat? Ascultarea, credința, îndeplinirea acelui act. Ce-i mântuiește pe ei? Îndeplinirea ce cu ea? Poate vă zice cineva, ce paradox îi fală, așa cu vaine frumoase, face în apă, cu cineva o botez în Africa, e acolo. N-au condiții, au puțin, de obișnuiți, poate haine cu ei, misionarii pe unii îmbrac. L-au văzut, m-au îmbrăcat în haine albă și acolo apă ei mordară, pe lui șoase. Nu le îmbrăcăm înainte de botez, astea scane, să ne îmbrăcăm după. Nu, dar trebuie înainte, că așa e simbolul. Că ei sunt înnoiți pe dinăuntru și intră în apa botezului. Intrarea la botezul înseamnă noi trebuia să murim pentru păcatele noastre. Ăștia toți s-au spovedit. Ăștia toți sunt niște păcători. Nu. Nu tare. Că-s tine, nu ar putea să facă multe păcate. Că-s păcători. Dar nu-i păcător, nu-l putem în apă. Am înțeles și situații în care nu fie eu, sunt o fată cu minte. Gata, tu pe direct la rai. Dar care e păcătos? Pe la pocăință. Ma fata a inițiat. Nu există oameni nepăcători. Noi facem prostii destul de încă de copilărie, nu? Când suntem mari, adăugăm altele, mai mari. De-aia avem nevoie de pocăință. Spus Domnul, nu! Sănătoși la spital, bolnavi! Și de asemenea, nu sănătoși la spital și bolnavi, și aici, nu cei fără păcate, ci cei cu păcate, uite aici. Intrat în apă pe Naman la mântuit, că nu apa asta e vorba ceva, e tot ca apa cealaltă, nu știu cum l-a adus-o. Dar îndeplinirea actului rezolvă problema. Amin? Amin. Eu zic Domnul la Petru, trebuie să te spăl pe picioare. Pe mine! Cu capul odată nu vreau. Știți ce i-a spus Domnul? Dacă nu te spăl, n-ai parte? Cu mine. Și scrie loc așa, că unii n-au vrut să primească botezul. Nici ești nebotezat. Știți ce scrie acolo mai departe? Au stătărnicit pentru ei planul lui Dumnezeu. Să vă dau un exemplu. Știți că după revoluție s-au dat pământul și
și se mai pe un prieten la primărie, domnule, dă-și mie pământul lui tata la voi. Fără pe de una, completează. Formularul, domnule, mă, fără acul, domnule. Dar nu se poate. Dar nu știu prieten, mă, s-o dau lege, dă-mi-l fără acul. Nu se poate, uite, ăsta e actul. Ei astăzi semnează actul. Dumnezeu gândește pe baza de act. Nu știu că la noi la biserică, antrenorul de la junior de la UTA. Domnul meu, frasca dumneavoastră, vin, dar eu nu mă copresc. Ce așa nu mă mântuie Dumnezeu? Zic, dumneavoastră, ești ca și un băiat, chipurile bun, care se aduce la o fată și spune, eu mă pot frumos cu bine, vreau să zic soția mea, dar să nu ții că vrei și cu mână. Ce-o să zic de fata? Păi să vorbim și la mântuie. Dacă spune că mă iubesc, păi să facem un act, dar mă iubesc, dar mă noi ne iubim, pe cine vreau, nu îți dau banii mei. Oamenii normali fac acte. Aici este un act bazat pe ascultare. Dumnezeu, dacă ne-a cerut să facem așa, și noi facem, Dumnezeu se ține de cuvânt și ne mântuiește. Ei vor fi întrebați dacă cred. Și credința înseamnă semnarea actului. Și o a treia predică, piedică în predică vă spun, de ce mulți ar putea să fie mântuiți și din nefericire. Nu sunt mântuiți. Spune Scriptura aici, Domnul s-a dat un alt exemplu, Luca capitolul 4, versetul 25. Vă încă vă spun că pe vremea lui Ilie, când a fost întâmpiat cerul ca să nu dea ploaia 3 și 6 luni, și când a venit o foamete mare peste toată țara, erau multe văduve în Israel. Și ascultați. Totuși, Ilie n-a fost trimis decât la niciuna, decât la o văduvă din Sareta și Domnului. Vă întreb, de ce a avut Domnul neglijat numai de acea văduvă? Care e cheia, secretul acelei văduve care au beneficiat de harul lui Dumnezeu într-o vreme ea? Ascultați, 1 para 17, citesc de la versetul 9. Zice Domnul Ilie, scoală-te, du-te la Sareta care ține de Sidon și rămâi acolo. Am poruncit unei femei văduve să-i hrănească. Ilie s-a sculat, s-a dus la Sareta, când a ajuns la poarta cității, intră în sat, femeia a plecat să la pădure, să ducă lemne. N-avea bărbat, ca să fie treaba în bărbat. El a chemat-o și i-a zis, du-te și adun, te rog, puțin apă într-un vas ca să beau. Ce-a făcut femeia? Ascultați. Pe când se ducea ea să-i aducă. Ce-a ascultat? De ce nu zic că te-ai ieșit? Am plasă-mă în pace. M-am zis, după lemn, vorbim după aceea. Nu-i destul să se boteze ăștia. De acum trebuie să asculte Dumnezeu Mântuitorul, faceți fapte vrednice de pocăința voastră. Că deja la mă duc și mă pun cu nevastă, așa cu habar nu am de și nu mă aduc bani acasă și nu-s bun cu ea. Păi Dumnezeu, nu-l duplecăm numai cu acte, dacă nu și fapte. Și când a văzut Ilie cum ascultă, că s-o întors imediat să-i aducă apă și atunci nu era multă apă, nu era 15 ani la fiecare colț de stradă, mai proastă de 3 ani și ceva. Aproximativ, nu era chiar finalul. Pe când se ducea să-i aducă, a chemat-o din nou și a zis, altă probă de ascultare. Adu-mi, te rog, și o bucată de pâine în mâna ta. Ea a stat în loc și a răspuns, viu este Domnul Dumnezeu tău, că n-am nimic copt pe unde pâine. N-am decât un pumn de făină într-o oală și puțin ulei într-un urcior. Știi ce plan am avut? Mă duc strâng un braț de lemne. Și facem ultima porție de mâncare și bulim. Și ascultați ce spune Ilie. Nu te teme. Întoarce-te și tot cum ai zis, tu mai pregătești mie întâi cu de rândul și păina o turtă mică și adună-o. Ce ziceți? O asculta femeia așa cum am. E ultima porție. Ia și băiatul. Musafirul ăsta vrea să-i temi. Și Ilie a spus, dacă vei face așa, în urmă vei putea să faci și pentru tine, pentru fiul tău, și spune Scriptura aici. Mai citesc. Multă vreme a avut ce să mănânce ea și familia ei și Ilie. Prima întrebare. A fost bine că a ascultat de Ilie? Dacă n-a ascultat, mai mânca o dată, gata. Dacă a ascultat, n-a murit de foame și a vrut să mănânce toți trei de acolo. Asta e marea întrebare pentru voi, pentru toți pocăiții care vor să pocăiască. Vom asculta noi de Dumnezeu în toate lucrurile?
V-am spus că a fost mai bine că a ascultat, la fel va fi și în cazul nostru. Dumnezeu spune să te împaci cu cine ești certat, spune să lași de la tine, spune să fii curat, vei fi în stare să asculți. Noi toți oamenii avem lucruri la care stăm bine. Prin la Domnul și sunt tânăr și eu spus, vreau să ajung în împărăția cerului. Foarte bine. Știi poruncile? Da, și se spune, tata și pe mama mea și mică o vorbă. Să nu fur. Doamne ferește. Asta, asta. Sfântul Domnului și spune, ție-ți mai lipsește ceva. Ești prea legat de avere, te duci obiți. Și ce nu vin de aia sărat? Câte merite? Eu venit într-o dată, venit norul pe soare, dar... Supărat. Asta e marea probă când vii la Dumnezeu, că sunt lucruri, repet, în care ți-e ușor să asculți, dar în care ți-e greu. Și dacă nu-L asculți, Dumnezeu nu te mântuiește. Spune că la o mănăstire s-a dus un tânăr, pe care e stare cu experiență, nu văzut că nu-i serios și nici ce mi-a capăt, dar păstrie și nu-i găsește refugiu acolo. Și dă prima probă, era primăvara să pun niște varză, curătă și n-am sus, răsat. Băi, ăștia cred că vor să vadă dacă sunt trec la minte. Cum să pui varza cu rădăcina în sus? Rădăcina în pământ. Dar nu i-o dat de probă, nu m-am văzut ce fi. Și când vine în control, zice, nu te primim. Dar de ce că am pus varza bine? Dar noi n-am avut nevoie de 10 fire de varză, că avem multă de răsătim. Noi am vrut să vedem dacă asculți. Că nouă ne-ar fi convenit să pierdem 10 fire din răsat, dar să știm că tu ne asculți și zici ca noi. Eu cu asta nu-i laud. Am vrut doar să vă dau ca exemplu că în cazul lui Dumnezeu, Dumnezeu știe mai bine ca noi ce-i de făcut. Dumnezeu înțelept și noi suntem prostuții. Țineți minte ce vreau. Dar nouă, așa ne se pare că așa cum zice Dumnezeu în Biblie, El nu pricepe. Noi știm. Mi s-a întâmplat vreodată un copil să creadă că sunt mai deștept ca dumneavoastră, nu? Dumnezeu e tot înțelept și la vințetii. Dar când ajungi la punctul ăla critic unde nu vă place, acolo se pune problema dacă asculți. Un predicator a fost așteptat când s-a terminat predica de femeie, 25 de ani aproximativ, și zice, sunt supărată de dumneavoastră. Și spune, dar cu ce m-am zis? Ce iertare? Și așa de frumos ați vorbit de rai, încât te vine și vine să ajungă acolo. Eu chiar asta v-am făcut o invitație. Și da, da, am încercat și altădată și nu pot. Și asta e asta miciună. Și într-o dată o întreabă, sunteți căsătorită? Dar și care mai tu? A, înseamnă că am pus dreptul din buba. Ea stătea cu un bărbat. Că așa au făcut și Domnul când a fost acolo cu femeia. Au zis, vreau o copie. Tot bărbat. Dar stai că nu-și mânunat. Ei, dacă vrei să te mântuie Dumnezeu, acolo cer la El, unde vrem să ajungem, acolo toți îl ascultă, că El e tot înțelept și unde spune, face bine, voia Lui bună, plăcută și desăvârșită. Dacă nu vrei să-L asculți, va lua și pentru voi, atâta veți merge cu Domnul câtă vreme îl ascultați. Când nu mă urmesc pe Domnul, la o intersecție, îi va duc de capul tău și apoi te-ai trezit, noi vreau. Să nu mi se pară fetelor, am spus eu când am vorbit cu voi, pentru că băieții fac prostii din vor, fetele când se mă asta e vorba mea. Când eu, fetele, scumiesc, dar când vine unul, că-i bun, că nu-i bun, de bucurie, că le-a mișcat lor pe zi, doar fac prostii. Ascultați-L pe Domnul ziua aceea. Că-și căsătorie e un pas foarte important. Și dumneavoastră la fel. Bătrân sau tiner fiind. Asta înseamnă, asta e proba care ți-o dă Domnul ca să poți să-L asculți, să te mântuiască. Amin? Dacă nu-L ascultăm într-o zi, am greșit. Asta a fost singura văduvă care a fost salvată pentru că a fost în stare să asculte ce alte văduve n-ar fi fost în stare. Da. Dar nu știu cum se face, dragii mei, că dacă suntem bolnavi și ajungem la spital și ne spune nea doctorii că nu mai trebuie să mâncăm din aia și din aia și că trebuie să fim operați, așa îi ascultă. Păi, zic doctorul că dacă nu bol, n-am decât să ținem regimă. Eu zic doctorul că dacă nu mă taie, mor. Acum eu mă întreb, pe cine ar trebui să-L ascultați mai mult, pe doctor sau pe Domnul Iisus?
Dar când Domnul Iisus îți spune să te pocăiești din păcatul tău, că dacă nu mori, asculți? Vedeți? Dumnezeu ar vrea să ne mântuiască pe toți. Dar trebuie să primim metoda prin care Dumnezeu vrea să ne mântuiască, oamenii care îi trimite la noi. Trebuie să îndeplinim actele care Dumnezeu ne le cere. Și apoi, în final, să ascultăm ceea ce Dumnezeu ne spune. Că neascultarea, spune Scriptura, că e tot atât de vinovată ca ghicirea. Adică cine ascultă de Dumnezeu, e tot una ca și cum s-ar duce și-ar da mâna cu diavolul. Oameni buni, ne hotărâm să-L ascultăm pe Dumnezeu. Și în ce nu ne place? Și se pune carul pe altă, nu? Îmi spune vorba românească. Când îți cere Dumnezeu ceva ce spuneam odată la o tânără, zic, omul îmbrăcată cu vincios, ești fată, păstrează-ți identitatea. Și nu, dar mie îmi place așa. Și am zis, dar dacă nu eu ți-aș spune și ți-aș spune, ți-aș zice Domnul Iisus, tot așa l-ai refuzat și pe el și a spus, nu vreau. Și la asta nu m-am gândit. Dar așa trebuie să ne gândim, că ne vorbește Dumnezeu și ne propiază, vedeți, să vadă dacă ascultăm. Și ne din Dumnezeu, știți ce scrie mai departe în Biblie? Ne ascultă. Și încheie, dragii mei, cu ceea ce se încheie textul nostru. E imposs. E dureros felul care se încheie. După ce Domnul i-a spus că în ziua aceea se împlinesc toate și pot să fie mântuiți. Numai cum v-a spus, să primească, să creadă, să asculte. Au scos afară. Când au zis că le vorbeau și străini, că evreii erau tare naționaliști, l-au dus pe vârful muntelui unde era cetatea lor și au vrut să aduce prăpaste. Numai că, nu știu, vreți să facem prostii, picăm noi prăpaste, nu dăm noi cu Dumnezeu în prăpaste. Și se încheie textul care am citit următoarele cuvinte. Dar Iisus a trecut prin mijlocul lor și a plecat de acolo. Nu știu cât mai stă lumina și harul la bata. Se mută în altă parte dacă dumneavoastră nu vreți. Scrieți în Luca 19 că a intrat Domnul în Ierihon. Și nu mă pun neapărat să vadă, cunoașteți întâmplarea cu fizică, că dacă eu dau un lucru nou mai spun, sau cam un copac, să-l zărească, Domnul știe ce e inima noastră, când s-a oprit în dreptune, dacă e de gros, că din la tine acasă. A intrat Domnul acasă la Zacheu, așa și le predică ceva și dacă înțelețe este că tot e frumos, nu m-am gândit la ei așa, dar pe din afară nu se vede care sunt, care nu-i sunt. Numai pe dinăuntru și acum numai Dumnezeu va avea silința să-ți facă analize. A intrat Domnul în capul mântuirii și când l-a văzut pe Domnul a fost cercetat. Nu știu ce o predică, Domnul a ascultat și a zis asta. Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau sărace. Și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi de 4 ori. Poate cuvinte, Doamne, unde a fost greșit, mă corectez. Și-o zic Domnul următoarele cuvinte, astăzi, și acum spuneți, vă rog că nu e greu, e o logică simplă. În textul nostru a fost cuvântul astăzi. Dar care e diferența dintre astăzi ăla din Nazaret și astăzi ăsta din Ierihon? În Nazaret, azi puteau fi salvați, dar nu au fost salvați. Aici, azi au putut fi salvați și azi au fost salvați. Dar cum ar să te spun din nou, ia bunul Dumnezeu, astăzi, cu ocazia asta, spui și voi de scurt. Voi bănuiesc că n-ați înșelat pe nimeni de o cedați înapoi de 4 ori, că poate să cereți bani de la părinți să facă. Dar poate că voi, ca tineri, aveți alte metode, știu eu, un cont de Facebook, un fel de sclăbiciuri până de oriunde, care trebuie vândut, știi? Este o avere păcătoasă de care trebuie să fie scurtă. Sau, știu eu, ce alte prietenii păcătoase sau alții care au înșelat, au făcut ceva. Am sunat odată un student, după 5 ani, zice, v-am furat la un examen. Și îmi pare rău, de 5 ani porc povara asta. S-a întâmplat la Arad, la o oră de limba română, o elevă a luat nota 10, era elevă bună. Și când le-au dus tezele, zice, doamna profesoară, vreau să-mi dați nota 1 pe o copiat. Cum? Cine a profesoară? Era elevă bună.
și alții o copiat. Nu, nu, nu mă interesează. Dar nu știu să scade mine. Nu contează, îl scot. Mamă, te-am rog și alta, nu te înțeleg. Așa ceva nu se întâmplă, adică nu crezi în Dumnezeu. Ce vrei să-ți dau nota 1? Când nu te-am primit și e 10. Doamna profesoră, eu duminică mă botez. Și ăsta e singurul care îmi fură bucuria. Nu interesează că iau nota 1 în examen, dar vreau să fiu curată când intru la botez. Că cine l-a înțeles pe Dumnezeu, îl ascultă la prima vorbă și face tot ce cere. Asta e situația în care nu doar că ai auzit, că de azi ați auzit astăzi toți, asta e situația în care astăzi, o spus Domnul, a intrat mântuirea în casa aceasta. Astăzi nu mă botezam numai pe aceștia. Dar dacă astăzi vă botezi, Dumnezeu mă promite că la cuvântul de pe cruce. Astăzi îți promit să fii cu mine rai. Să vă ajute cu Dumnezeu, că nu-i greu, harul pentru noi, ne așteaptă veșnicia. Doamne, fi slăvit! Amin.